Ei se cunoșteau, de fapt, din adolescență, o căsătorie făcută din interese din ambele familii, că el nu a iubit-o niciodată pe această femeie și mi-a venit în minte întrebarea, de ce nu oprești această legătură, această căsătorie? Atunci am înțeles, de fapt, care erau intențiile lui Viu cu mine, nici de cum niște intenții serioase și de viitor, așa cum îmi spunea și îmi șoptea la ureche în fiecare seară, uite, tu te transformi în femeia pe care eu o doresc, eu o să fiu aici cu tine, să te învăț cum vreau eu să fii, să te modelez după cum vreau eu, adică niște lucruri care te prosteau, pentru că eu fiind la începutul drumului meu în viață, când nu știam ce înseamnă exact o relație, ce înseamnă să fii parșiv, ce înseamnă să fii ipocrit, ce înseamnă să aibă un interes de la tine, îl credeam pe cuvânt. Am mai văzut că în emisiune se precisa că făcea garate prin casă cu fosta lui soție, ceea ce este foarte adevărat. Faceam glume de început, tatinări, mai ne ciupeam unul pe altul, mai ne atingeam unul pe altul, doar că Liviu, dintr-o dată, parcă se transforma, lua totul atât de în serios, încât mă pomeneam câteodată cu un picior în burtă, de-abia mă ridicam de jos. Veneam câteodată cu vânătăi acasă pentru că mă ciupea atât de tare sau mă împingea de perete. Pentru el erau niște glume și pur și simplu mă ridica din pat ca să practice pe mine. Văd că la televizor sunt alte detalii față de ceea ce mi-a spus. Nu știu dacă este adevărat, pentru că la cât minte omul acesta nu știu ce să mai cred. Cu timpul, accidental, m-am întâlnit cu prieteni de ai lui care m-au întrebat, măi fată, dar tu ce ai văzut la Liviu? Pentru mine, Liviu fiind a doua mea relație, îl credeam pe cuvânt ceea ce spune. Și l-am povestit și lor, uite, s-a prezentat ca fiind fost profesor de teologie, că el a făcut facultate, că el face muzică, că el cunoaște foarte multă lume bună. Nici nu vreți să știți cât de mult au râs oamenii aceia când ne-am povestit cum mi s-a prezentat. După aceea mi-au spus și ei, păi uite noi cum îl știm. Am fost colegi de clasă cu el, era bufonul clasei, degeaba a făcut teologie pentru că este un om fără caracter, că eu de la prietenii lui am aflat ceea ce face soția lui, că practica prostituția pentru el. Atunci a fost ultima oară când am mai întreținut relații intime cu Liviu. Ceea ce vreau să-i transmit fetei cu care este acum în emisiune, să nu aibă încredere într-un astfel de om, pentru că nu cred că se va schimba niciodată. Un om ca acesta care te minte pe față și chiar și când iese la iveală adevărul, prezintă situația ca și cum nu se întâmplă nimic. Las, tu rămâi cu mine că nu se întâmplă nimic, că noi doi ne simțim bine împreună și până la urmă care este problema? Un astfel de om este o influență negativă în viața oricărui om, de fapt. Credeți-mă că acum nu-mi doresc să am niciun fel de legătură cu Liviu, pentru că cu siguranță mi-ar strica căsnicia. Eu, cu omul cu care sunt acum, intenționez să am și un copil, adică sunt foarte fericită, sunt bine pusă la casa mea, nu-mi trebuie certuri, nu-mi trebuie intrigi, dar îmi este milă de acea fată cu care este în emisiune, pentru că dacă acea fată va dori să iasă din emisiune cu acest om, îi va părea rău foarte curând, pentru că Liviu este un om care înșală, care umblă cu foarte multe femei. Ceea ce această fată din competiție trebuie să știe este că plăcerile carnale la Liviu sunt mult mai importante decât dragostea, siguranța și stabilitatea într-o relație. Eu înțeleg că această persoană nu a dat niște date concludente, da? Pe urmă spune că atunci când a sunat era soția, ori Liviu spune că de-abia după 4 ani s-a căsătorit cu soția lui. Bine, asta e o chestie relativă. Da. Soția în sensul că acea persoană, femeia respectivă, nu neapărat că erau căsătoriți. Și-o dorea poate de soție de atunci. Sau poate și-o dorea de soție, corect. Da. Ea a avut acest statut... la un moment dat, și atunci vorbim despre fosta soție. Eu am două păreri. Una, ori femeia aceasta care a sunat este pusă din partea fostei soții sau fostei și așa, una la mână, asta cred eu. Ori, dar de ce? Mână... Care ar fi scopul? Pentru că... În engleză mai tare. Da, nu știu, i-a făcut atât de mult rău încât vrea să se răzbune la rândul lor sau ceva de genul. Sau doi la mână, poate că Liviu, într-adevăr, a avut-o pe această femeie ca și... Numai un pic, numai un pic, pentru că este domnul Marian la telefon, tatăl fostei soții. Bună seara! Bună! Bine ați revenit alături de noi, domnul Marian. Ați auzit afirmațiile pe care le-a făcut domnișoara care spune că este fosta iubită a lui Liviu? Nu știu, nu am mai... ne-am uitat la televizor, nu... Practic,
Femeia respectivă confirmă o parte dintre lucrurile pe care le-ați spus și dumneavoastră și le-a spus și fiica dumneavoastră. Au apărut însă și elemente noi. Auziți? O să convingă lumea de ceea ce am spus eu. Eu vreau să mă retrag liniștit și tot ce am spus o să fie adevărat. Mai târziu. Și domnișoara Maria, am văzut că vorbește foarte mult de fată. O rog mult de tot, că nu vreau să jignesc. Să nu mai vorbească de fată, pentru că nu o cunoaște. Deci nu ne tragem frumos, ține-ne scos ce am vorbit. Și o să vorbesc și după aceea, dar tot ce am spus este adevărat. Și asta vă convinge dumneavoastră. Totul e un interes, banii, că altfel nu moare de foame. Atât. Moare de foame. Dacă nu ia banii de aici, el nu mai cântă pe anunț și nu are ce să fac. Moare de foame și el și măsa în casă. Această fostă iubită, domnul Marian, a afirmat că Liviu i-a cerut fiicei dumneavoastră să practice meseria despre care am vorbit în trecut. Eu n-am știut nimic, nu am vorbit nimic. Cu ei vreau să mă întâlnesc în tribunal. Deci n-am știut absolut nimic și asta. O fi vorbe în vânt, deci nu știu absolut nimic. Da, domnul Marian, noi am încercat să luăm legătura cu fiica dumneavoastră și chiar astăzi am sunat-o personal pe fiica dumneavoastră. Nu vrea să mai fie deranjată. Deci nu mai vrea nici noi, nici ea, deci nu mai vrea să fim deranjați. Știți de ce vreau să clarificăm această situație? Pentru că da. Ne interesează adevărul, asta în primul rând, și mai mult decât atât, Liviu a afirmat la un moment dat că fiica dumneavoastră l-a amenințat că o să-i facă rău. Ori, dumneavoastră retrăgându-vă, cum spuneți, fiica dumneavoastră retrăgându-se, nu văd cum ar mai putea să-i facă rău cineva din familia dumneavoastră. Nu vrem, adică nu suntem circari așa, părem la televizor, vrem în liniște, adică pe conturi legale. Am înțeles. Deci nu pun televizor, nu pun nimica, pun fiecare să plătească pentru ceea ce a făcut. Nu ne-am mințit cu nimica, eu ce am aflat după ce am aflat multe lucruri, să vedem dacă sunt adevărate sau nu. Dar eu tot ce am spus sunt adevărate. O să-l cunoașteți dumneavoastră cine este Liviu și cine a fost Liviu. Noi asta încercăm să aflăm, tocmai de-aia v-am contactat și pe dumneavoastră și am contactat-o și pe fiica dumneavoastră, căreia noi i-am păstrat anonimatul așa cum ne-a cerut. Stați puțin două secunde. Și mie mi s-a părut suspect, am fost și am cerut mașina și mi-a dat-o din prima, adică din prima figură, mașina lui, cum ar veni chestia, lor. Uh-huh. Deci, fără să vorgifereze, fără nimic, am venit acasă, mașina e la mine, deci nicio problemă. Dar Nici am înțeles că nu ar fi prin chestii care le face, că el mai a fost căsătorit, deci nu vreau să mă bag în istorie. Liviu a mai fost căsătorit afară de fiica dumneavoastră? Eu l-am respectat ca om, nu ne interesa de ce a făcut el în... Domnul Marian, nu v-am înțeles ce a spus. Liviu a mai fost căsătorit afară de fiica dumneavoastră? Bineînțeles, a ținut o femeie cu copil. Da, au fost căsătoriți legal sau doar așa în concubinaj? Da, nu știu. Uh-huh. Adică nu știu dacă au fost căsătoriți legal sau nu. Am înțeles. Da. Nu cred. În concubinaj, să faci aceea dinaintea fetei mele, pusese mari speranțe în chestia asta, că își cumpără casă, că face casă și... Da, domnul Marian, aș mai avea niște întrebări pentru dumneavoastră, dacă tot am intrat în dialog, poate ne și răspundeți. Este adevărat că atunci când ei doi s-au căsătorit, Liviu nu și-a dorit ca familiile să participe la eveniment? Păi, domnice dragă, el n-a vorbit cu mama lui și nu vorbește cu mama lui. Asta tot ce este acum este un teatru. El nu vorbește. Eu pot să-l jur că am 60 de ani, pot să-l jur în fața lui Dumnezeu și să puneți să-l jure și el că a spus că dacă moare mășa, el face nuntă. Adică se va bucura ca pentru cel mai mare eveniment de plăcere. Da, spuneți-mi, vă rog frumos, domnul Marian, este adevărat că el și doamna Mari n-au vorbit până de curând sau până când a divorțat de... Niciodată, pentru că doamna Mari trăiește cu nată sau sau... Da, spuneți, domnul Marian, că nu vă întreb... Așa, și
El n-a lăsat-o nici pe fata mea să vorbească cu maică-sa, nici măcar să-i ducă o porție de mâncare. Dar la când s-au căsătorit, cine a participat din partea familiilor la eveniment? Nimeni, decât nașii și fata mea cea mare, atât. Sora fiicei... sora soției, fostei soția lui Liviu. Da. Uh-huh. Atât. Încolo nimeni. Deci e ceva... Cum să vă spun? Numai pentru el. Deci numai pentru el. Nu contează cine este. Nici naș, nici fiin, nici mamă, nici tată, nimic. Numai pentru el. Acum, ceea ce a făcut aici, a făcut-o pentru bani să ajungă, pentru că vă spun sigur, 100%. Pe de altă parte, domnul Marian, dacă stăm așa să o luăm cronologic, înțeleg că nu e vorba despre fica dumneavoastră atunci când face domnișoara care pretinde că este fosta iubită. Da. Nu e vorba despre fica dumneavoastră, ci despre femeia despre care ne-ați povestit dinainte, cea cu copilul, pentru că ea face specificația că se cunoștea încă din adolescență și că ar fi fost un aranjament între... familii sau ceva de genul ăsta. Da. Dar oricum, pare că ceea ce a povestit fica dumneavoastră, ce ați povestit dumneavoastră, da, se leagă cumva, adică comportamentul lui este repetitiv, este același. Eu m-am referit la domnișoara Mariana, care e cu Liviu, adică să nu mai să vadă pe alii, să nu mai dea în altcineva, pentru că nu ne cunoaștem. Uh-huh. Dar ce v-a deranjat, domnul Marian? Păi, de multe ori i-a spus, nu numai numele, nu, că a fost prostituată sau cum a spus ea acolo, numai de cine, așa, nici nu o cunoaște și nici nu știe ce a făcut. Așa o să ajungă ea, poate. Poate așa o să ajungă ea. Dar domnișoara respectivă, că aici nu prea înțeleg eu și nu se leagă anii, domnișoara respectivă spunea că el ar fi trimis-o să practice meseria asta. Păi așa ajunge și domnișoara Mariana, doamne. Maria. Da. De ce credeți asta, domnul Marian? De ce spuneți asta, domnul Marian? Pentru că nu știe altceva de făcut, doamnă. Nu știe altceva de făcut. Cine nu știe altceva de făcut? Decât, Maria are o meserie, din câte știu eu. Sau vă referiți la Liviu? Domnule, el nu așteaptă să facă altcineva bani așa pe meserie, cred. Lui îi trebuie bani mulți, că să-i trebuie la păcănele. O să-i trebuie pentru... Da. Da, soția ce zice acolo? Că nu înțeleg prea bine. Tot îmi ciulesc urechile, dar nu înțeleg. Care firmă, care asta, pentru că nu mai... Deci banii de la cântările care le făceau pe nunțile pe unde era, spunea că trebuie să plătească la firmă, trebuie să plătească și nu vine cu niciun ban acasă. Nu e chiar așa, că... Mai... Trăim și noi printre artiști și știm exact, adică artiștii nu se duc benevol la evenimente, totuși, trebuie să trăiască din ceva. Bun, știu că lucra, cânta la un restaurant, nu că nu fac bani, nu ajungea bani acasă. Deci, nu mai știu cine ne-a zis că s-a întâmplat o singură dată să joace la păcănele și i-a părut rău de toată situația. Doamna Marian. Cele de păcănele nu dispar cu una, cu două, vin nevasta și casa. Cunosc foarte, foarte multe persoane. Cum să te lași așa de păcănele când vrei tu? Și de multe, multe chestii care le are. Oricum, din câte știm noi, inclusiv Maria a afirmat asta, situația ei financiară este una foarte bună. E foarte bine. E foarte bine. Pentru cine e foarte bine? Credeți că, auzit, e bine că are Maria bani. Cea mea nu a avut bani? Eu am dat 10.000 de lei să-și cumpere garsoniere, 10.000 de euro. Cum? Adică fata mea nu avea bani sau eu n-am bani? Dar... ce să fac? Asta este. Da. Voiam să vă întreb ce mai face fata dumneavoastră. E bine sănătoasă? Că ultima oară când bine am vorbit cu ea... Bine sănătoasă, liniștită, nu mai vrea să știe de nimeni, nici de numele lui măcar. A scos programul, deși nu mai vreau să uite la televizor. Da. Știți ce voiam să vă întreb? Acum așa, de curtoazie, da, că chiar mi-a făcut plăcere. Am fost printre primii care am aflat că e însărcinată. Da. Știați că e însărcinată? Da. Să fiți sănătoși, să deveniți bunici. Sunt bunici.
Ei, dar o să deveniți bunici și de la fica dumneavoastră. Toți, dar bineînțeles, bineînțeles. E un eveniment frumos și important, nu? Da, și am mulți nepoți. Ce spune doamna, că tare mult aș vrea să vorbesc cu doamna? Da, da. Dați-mi-o la telefon, că vreau să vorbesc cu ea așa, de curtoazie. Nu pot, pentru că nu. Nu? Nu vrea doamna să vorbească cu mine? Aoleu, sperii oamenii sau ce s-a întâmplat? Nu locuiește cu noi. Ah, ok, ok, am înțeles. Da, da, vă rog mult de tot, dar că nu vă min, nu nimic, nu e... Da, 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 nu e niciun fel de problemă, domnul Marian, vă cred pe cuvânt, doamne, iartă-mă. Da, da. Domnul Marian, vreau să vă mulțumesc mult de tot, vreau să-i transmite salutări fiicei dumneavoastră și să-i spuneți că dacă vrea să intre în dialog cu noi pentru orice, până la urmă... Da. Dacă vrea să ne înjure, nu e o problemă, că... Nu, nu, domniță, nu vă gândiți la... Cam ce fire are persoana respectivă. Da, nu e de jignit, nu este... Nu, glumeam. Dar oricum să știți că noi, dacă își dorește să intre în dialog cu noi, noi suntem deschiși la dialog oricând și apreciem tare mult faptul că ați fost în seara asta alături de noi și că ați făcut specificațiile pe care le-ați făcut și iată, se pare că există și alte voci care susțin afirmațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în urmă cu deja sunt 3 săptămâni sau o lună și ceva chiar. Câți oameni se mai întâlnesc în Giurgiu și care îi cunosc. Da. Prietenii lui Liviu era cu fata. Să vedeți că am oameni, adică cam ce fel de oameni sunt Liviu și mama lui. Da, am înțeles. Bun, sărămânile. Domnul Marian, mulțumim, sănătate multă și felicitări pentru evenimentul frumos din viața dumneavoastră de familie.